Pierdere majoră pentru Vladimir Putin. Victorie pentru Ucraina. Joi dimineața au apărut imagini incredibile care înfățează urmările unei ambuscade desfășurate de Forțele Speciale Ucrainene, SSO, asupra unui convoi de mașini blindate și trupe rusești care se îndreptau de la Kharkov spre Izium. Imaginile publicate de forțele terestre ucraine ne arată rămășițele mai multor vehicule blindate rusești după ce au fost surprinse, luni, într-o explozie uriașă pusă la cale de trupele SSO, relatează Daily Mail. În această săptămână, Rusia a desfășurat mai multe trupe în zonele din jurul orașului Izium, care se află la doar 25 de mile de regiunea Danbas, unde forțele armate ucrainene sunt angajate în lupte acerbe cu invadatorii, a declarat Oleksine Ubiv, de la administrația militară regională din Harkov. Însă, după ce au aflat destinația și traseul acestui convoi rusesc special, operatorii SSO au plantat stive de explozibil TNT în puncte cheie de-a lungul drumului și sub un pot, care au fost detonate în momentul în care blindatele au început să treacă. Mai multe vehicule au fost distruse în explozii, după care operatorii SSO și membrii armatei ucraine ne-au înaintat pentru a neutraliza trupele rusești rămase. Această atac a avut loc în contextul în care Rusia se pregătește pentru o nouă ofensivă majoră menită să încercuiască întinderi uriașe de teritoriu din estul Ucrainei. Soldații noștri au descoperit camioane rusești Kamaz, vehicule blindate Tiger și Ural care se deplasează pentru a-și întări grupul în regiunea Harkov. Au declarat, joi dimineață, forțele terestre ucrainene, într-un comunicat. După ce au stabilit traseul convoiului inamic, operatorii SSO au ales un pod ca fiind cel mai potrivit loc pentru a realiza o ambuscadă. După ce au calculat cea mai bună locație și cantitatea necesară de explozibili, încărcăturile au fost amplasate și aruncate în aer, distrugând întregul convoi. Vehiculele noastre aeriene fără pilot, UAV, au confirmat că țintele au fost distruse, după care membrii armatei s-au deplasat pentru a finaliza operațiunea, se arată în comunicatul forțelor terestre.